domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor deputați, declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților din cadrul sesiunii extraordinare și anunț că din totalul celor 329 de deputați până în acest moment și-au înregistrat prezența 143. Ordinea de zi pentru astăzi și programul de lucru au fost distribuite electronic și afișate pe pagina de internet a Camerei. Ședința Camerei de astăzi se desfășoară prin mijloace electronice potrivit prevederilor regulamentare. În temeiul articolului 207 din regulament, potrivit ordinii de zi și programului de lucru, în ședința de astăzi avem organizate dezbateri politice în cadrul orei primului ministru la solicitarea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat pe tema jaful uniform sub masca pandemiei. Schimbarea managerilor de spitale de către guvernul PNL cu scopul de a face achiziții directe de măști de la Unifarm la prețuri astronomice. Pentru desfășurarea în condiții regulamentare a dezbaterilor, vă reamintesc timpul maxim stabilit de regulament pentru fiecare participant la dezbatere. Astfel, domnul prim-ministru, 5 minute pentru prezentarea punctului de vedere al guvernului. Reprezentanții grupurilor parlamentare, 5 minute pentru fiecare grup parlamentar, cu excepția celui mai mare grup parlamentar, care are 15 minute, reprezentantul deputaților neafiliați, 3 minute, în finalul dezbaterii, domnul prim-ministru, 5 minute pentru a răspunde intervențiilor. Până începem în dezbaterile, pe procedură, domnul deputat Silviu Wexler, vă rog. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Nu am dorit să încurc dezbaterile care încep imediat și v-am solicitat câteva minute, profitând de faptul că domnul prim-ministru Orban este aici. În data de 15 iunie, în ședința de plen de atunci, un funcționar guvernamental aflat în subordinea directă a domnului prim-ministru, este vorba despre George Băieșu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, la exact acest microfon m-a acuzat că sunt un agent de influență străină, iar că activitatea mea parlamentară reprezintă o activitate externă. Sper să nu confund lucrurile. Domnul Băieșu era prezent aici în calitate de reprezentant al guvernului. Aș dori să-l întreb pe domnul prim-ministru, având în vedere gravitatea afirmațiilor domnului Băieșu, dacă domnia sa a vorbit în numele guvernului și a primului ministru sau a fost o afirmație personală. În al doilea rând, am semnalat în mod repetat că au fost deschise două procese pentru reabilitarea și revizuirea sentinței în cazul celui care a fost generalul Macici, un criminal de război, fost general al armatei române, responsabil de asasinarea 40.000 de evrei în timpul Holocaustului la Odessa. De peste o lună, am trimis scrisori insistent solicitând punctul de vedere al Guvernului României față de acest caz și față de reabilitarea criminalilor de război în general. A trecut peste o lună și nu am primit niciun răspuns. Procesul este deja în desfășurare. Îmi voi permite, cu respectul cuvenit, să-l rog pe domnul prim-ministru, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, ca înainte să înceapă aceste dezbateri, să-mi ofere două răspunde. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Invit la tribună pe domnul prim-ministru Ludovic Orban pentru prezentarea punctului de vedere. Aveți cuvântul, domnule prim-ministru. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, sincer, sunt uimit de subiectul care este pus în dezbatere, pentru care este utilizată procedura de chemare a premierului în fața Camerei Deputaților, pentru că acest subiect mi se pare un subiect care nu are legătură directă cu activitatea mea de premier și în care se încearcă
crearea unei legături inexistente între mine și guvernul pe care îl conduc, cu o cercetare a unei instituții a statului. Îmi pare că în loc să ne concentrăm pe adevăratele priorități, PSD caută să arunce în spatele meu, într-un mod insidios, să facă legături fără niciun fel de fundament între mine ca premier și activitatea unei societăți a statului, despre care este adevărat că există o anchetă în curs și mă bucur că există o anchetă în curs și asta e cea mai bună dovadă a faptului că instituțiile din domeniul justiției își fac datoria și că este bine ca orice suspiciune de corupție să fie cercetată, să fie studiată și justiția să pedepsească pe oricine a săvârșit infracțiuni de corupție. Repet, subiectul nu are legătură cu activitatea mea de prim-ministru. M-aș fi așteptat să discutăm despre subiecte mult mai importante, despre faptul că guvernul pe care îl conduc a alocat resurse cum niciodată nu au fost alocate pentru susținerea sectorului de sănătate, pentru susținerea cheltuielilor de protejare a sănătății oamenilor, pentru susținerea cheltuielilor făcute de autoritățile locale, pentru carantinarea persoanelor, pentru ajutorarea persoanelor cu venituri mici aflate în izolare la domiciliu. De asemenea, m-aș fi așteptat să discutăm lucruri care, într-adevăr, sunt importante, cum este situația care s-a creat, prin care, în urma unei decizii a Curții Constituționale, guvernul este lipsit de instrumentele necesare pentru a putea apăra sănătatea și viața cetățenilor. Ca urmare a unor decizii care pur și simplu zădărnicesc lupta pe care o duce guvernul și autoritățile statului contra COVID. Recunosc că nu mă așteptam din partea PSD să deschidă un astfel de subiect. Din ianuarie 2017, PSD a declanșat o adevărată luptă contra instituțiilor din domeniul justiției, împotriva DNA, împotriva tuturor instituțiilor care erau implicate în sancționarea faptelor de corupție. Măcelărirea legislației în domeniul justiției, măcelărirea codului penal și codului de procedură penală, atacarea la Curtea Constituțională și invocarea de conflicte juridice de natură constituțională care au dus la decizii ale Curții Constituționale, care au scăpat din pușcărie oameni cu hotărâri judecătorești definitive despre care s-a dovedit că au săvârșit fapte de corupție. Timp de 3 ani de zile, Partidul Național Liberal și eu, în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, am luptat pentru apărarea dreptului instituțiilor justiției de a putea încheta faptele de corupție. Am apărat cetățeanul român de agresiunea permanentă pe care a dus-o majoritatea PSD împotriva instituțiilor justiției, împotriva independenței justiției, împotriva dreptului cetățenilor români la justiție. Faptul că astăzi avem instituții funcționale, faptul că astăzi DNA anchetează cazuri de corupție, este cea mai bună dovadă că Partidul Național Liberal susține statul de drept, susține faptul că nimeni nu este mai presus de lege și că asigură funcționarea normală a instituțiilor justiției, indiferent despre cine este vorba. Vă referiți la schimbări de manageri de spitale județene. Păi vă dau câteva exemple de manageri de spitale județene pe care i-am schimbat. Managerul de la Focșani, care a fugit de la locul de muncă și care a trebuit înlocuit
cu un manager care să conducă un spital aflat în derivă, în incapacitate de a trata pacienți. Am înlocuit managerul de la Spitalul Județean Deva, aflat în subordinea Consiliului Județean, după pierderea completă a controlului asupra funcționării spitalului și am adus manager militar, medic militar. Spitalul de la Suceava, unde de asemenea am schimbat managerul aflat în funcție cu medic militar adus de la Brașov. Am schimbat din funcție manager și am înlocuit acolo unde managerii au demonstrat o crasă incapacitate managerială și irresponsabilitate în conducerea spitalelor pe care le-au condus. Nimeni nu a impus niciunui manager de spital să facă nicio achiziție decât conform procedurilor legale. Nu puteți arăta existența unui manager care să spună că a fost obligat să deruleze vreo achiziție publică altfel decât în conformitate cu prevederile legale. În ceea ce privește achizițiile, vă rog să vă uitați la achizițiile din zona guvernamentală, chiar ultimele achiziții din zona guvernamentală. Cu cât s-au achiziționat echipamente și materiale în cadrul procedurilor derulate de ministere. Am să vă dau numai două exemple. Licitația de măști pentru a putea asigura măști pentru elevii din clasele 8-a a 12-a, care s-a făcut cu 1,42 de lei. Ultima achiziție făcută de Ministerul Sănătății, care din păcate este contestată de o firmă care este abonată la contracte la spitalele aflate în subordinea primăriei capitalei și din cauza asta 2.300.000 de români nu pot să beneficieze de măștile pentru care guvernul a alocat banii, achiziția s-a finalizat cu adjudecarea la un preț unitar, fără TVA, de 0,68 de lei pe mască. N-aș vrea să vă dau lunga listă a achizițiilor care au fost derulate de consilii județene conduse de PSD sau de manager de spital sau de alte instituții publice aflate în subordinea PSD-ului, dar vă dau așa câteva. Poliția locală, sectorul 1, 5,12 lei per mască chirurgicală, ca să nu vorbesc de alte achiziții. Primăria sectorului 5. L-am schimbat noi pe primarul sectorului 5, l-am obligat noi să achiziționeze 5,12 lei preț unitar per mască chirurgicală. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, neschimbat. Managerul este în funcție, 4,68 de lei. N-aș vrea să mai continui lista achizițiilor făcute de entitățile aflate în coordonarea unor președinți de consilii județene aparținând PSD sau unor primari PSD. Îmi pare mie așa că ne aflăm într-o situație în care hoțul, adică PSD, strigă hoții despre niște oameni care sunt deasupra oricărei bănuieli și pentru care integritatea, corectitudinea, cinstea reprezintă reguli de exercitare a mandatului. Cu tot respectul, vă rog să vă închei prin a vă spune că aveți posibilitatea, ați inițiat procedura pentru constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului privind achizițiile derulate în perioada pandemiei. Nu știu de ce n-ați dus la capăt acest demers, dar eu vă sfătuiesc să-l duceți la capăt acest demers, dar ce vă rog? Vă rog să includeți în obiectul de activitate al acestei comisii achizițiile derulate de toate entitățile, de ministere, evident, dar și de consiliile județene, de președinții consiliilor județene, de primari, de directorii de spitale, care n-au fost schimbați din funcție, ci de directorii de spitale pe care i-ați numit dumneavoastră, și faceți o anchetă serioasă parlamentară ca într-adevăr să se afle cu adevărat adevărul și în urma acestei anchete parlamentare
să puteți să furnizați organelor de anchetă penală, instituțiilor statului care se ocupă cu respectarea legii și cu lupta anticorupție, informații care să-i ajute în activitatea pe care o derulează. Închei prin a vă spune că activitatea mea de 30 de ani este o activitate în lumină publică și este o activitate în care n-am luat niciodată niciun capăt de ață care nu mi s-a cuvenit în funcțiile publice pe care le-am deținut. O activitate în care corectitudinea, cinstea și dedicarea pentru servirea interesului public au fost lege și că orice încercare de a arunca cu noroi în direcția mea prin ventilator este sortită eșecului, pentru că stă drept dovadă toată activitatea mea pe care am derulat-o în ultimii 30 de ani. Mulțumesc! Urmează dezbateri din partea grupurilor parlamentare și deputaților neafiliați. Din partea grupului PSD, permiteți-mi să am și o intervenție. O să-mi permit. Nu am... O să șteargă microfonul după... să nu fie probleme. Până să intru pe discurs, domnule prim-ministru, aș vrea să vă reamintesc că la inițiativa Partidului Social Democrat am făcut un amendament la starea de alertă pe regulamentul Curții de Conturi și pe regulamentul Camerei Deputaților. Curtea de Conturi face controle în toate administrațiile publice, centrale sau locale, indiferent de culoare politică. În acest moment. Mai mult, Curtea de Conturi au solicitat o prelungire de 15 zile ca să poată să suprime. Asta pentru istorie. Aș mai vrea să vă reamintesc că în Parlamentul României nu a fost modificat niciodată codul penal. Iar Curtea Constituțională a României, domnule prim-ministru, cu tot respectul funcției pe care o ocupați, este o instituție care face parte din statul de drept, pe care o atacați zilnic. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor, domnule Orban, de 4 luni, vă spunem clar și respicat, guvernați, nu mai furați. Ați profitat cu mult tupeu ca să vă îndestulați toți clienții politici. Ați fi dat pur și simplu suferința românilor. Ați fi dat cu nerușinare restricțiile impuse oamenilor de rând. Pentru dumneavoastră personal nu au existat reguli și lege. Ați ținut românii închiși în case și ați distrus economia, în timp ce șmecherii Partidului Național Liberal s-au îmbogățit pe 3 generații. Domnule Orban, trebuia să fiți apărătorul sănătății românilor, dar ați fost interesat doar de bani. Ați reprezentat doar interesele marelui stomac liberal, pe care l-ați hrănit cu sute de milioane de euro prin contracte fără licitație în disprețul legii și a bunului simț. Toate fără de legile dumneavoastră încep să iasă la iveală una câte una. Este suficient să deschideți orice ziar sau post TV, mai nou puteți să vă inspirați din comunicatele DNA-ului. O să găsiți suficiente exemple care ar putea să vă trimită prietenii politici cel puțin 100 de ani la pușcărie. Să le luăm pe rând. Ați început timid,
trebuie să recunoașteți, imediat după ce ați dat stare de urgență, toată România a aflat cu uimire că o bucătăreasă din Giurgiu, care deținea o afacere cu spiritoase, urma să umple țara cu măști. 12 milioane de euro, fără licitație. Acel butic era paravan pentru primul tun liberal dat în pandemie. Apoi a prins din ce în ce mai mult curaj. Contractele fără licitație se succedeau unul după altul. Sute de milioane de euro pentru prietenii liberali. Știați foarte bine că sunt probleme. Dar nu a contat că ați adus măști cu defecte. Vă spune protecția consumatorului. 90% din măști au fost neconforme. Care a fost scopul? Niciodată nu a fost protecția oamenilor, ci îmbogățirea clientelei PNL. Nu a contat că până și medicilor din linia întâi le-ați dat echipamente proaste. N-a mai contat nimic. Nici măcar faptul că oamenii nevoiași nu au nici acum măști. Mișcarea infracțională a PNL trebuia să funcționeze. Banul trebuia să circule din bugetul de stat în buzunarele prietenilor dumneavoastră. Domnule prim-ministru Orban, corupția a ajuns pe masa guvernului pe care îl conduceți. Iar astăzi trebuie să dați explicații. Românii trebuie să știe ce legătură aveți cu scandalul de la Unifarm. Degeaba încercați să vă deziceți. Ați fost unul dintre cei care l-au lăudat constant pe directorul de la Unifarm pentru transparență. Acum nu-l mai cunoașteți? Ați certat în ședințele de guvern președinții de consilii județene și directorii de spitale care nu au vrut să cumpere la suprapreț măștile contrafăcute livrate de Unifarm prin firmele de casă ale PNL. A schimbat chiar și directorii de spitale, după cum a spus, și a spus chelneri cu școala vieții și patroni de pompe funebre dispuși să facă aceste contracte dubioase. Domnule Orban, astăzi toată lumea știe că patroana firmei implicate în afacerea anchetată de DNA este omul dumneavoastră de încredere. V-a fost angajată când erați viceprimar al Capitalei și apoi ați luat-o consilier la Ministerul Transporturilor. N-am auzit că a lucrat la domnul Bădălău, dar cu certitudine, din documentele din presă, am văzut că a fost angajată a domnului prim-ministru. Nu vă ascundeți după scuze penibile. Este evident pentru toată lumea. Aveți curajul să veniți aici la microfon și să recunoașteți aceste lucruri. Domnule prim-ministru, ați fi continuat nestingheriți să dați tunări de sute de milioane dacă nu v-am fi oprit aici în Parlament. PSD a oprit hoția PNL cu achizițiile directe. Vă asigur că în comisia de anchetă din Parlament vor fi scoase la lumină toate ticălășiile pe care le-ați făcut în pandemie. Toate vor ajunge la parchet. Abia atunci românii vor înțelege cu adevărat dimensiunea jafului liberal. Stimați colegi, nimeni nu se poate spăla acum pe mâini de ceea ce a făcut acest guvern. De jaful făcut în timp ce românii stăteau în casă. De distrugerea premeditată a economiei naționale. De suferințele românilor lăsați în afara spitalelor. Fiecare va trebui să răspundă, inclusiv președintele Iohannis, cel care a girat acest guvern și a forțat mâna Parlamentului să-l investească. Președintele este la fel de vinovat ca cel pe care l-a impus în fruntea guvernului. Se strânge lațul, domnule Orban, și nici nu vă dați seama cât de singur ați rămas în Palatul Victoria.
acest guvern care a jefuit bugetul țării, care nu mărește pensiile, care nu dublează alocațiile, așa cum spune legea, trebuie să plece. PSD va depune o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Cine nu votează moțiunea înseamnă că susține hoția și este părtaș la jaful PNL. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule procuror general, președinte al Camerei Deputaților. Mai trebuie să munciți. În urmă cu câteva luni, doamnelor și domnilor colegi, când românii protestau în Piața Victoriei, se scanda seară de seară, și dumneavoastră cred că n-ați uitat cei din PSD, strigau oamenii DNA să vină să vă ia. Aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să vi se întâmple. Sunteți, stimați colegi, atunci când întrebi un român, spune-mi primul lucru despre PSD-ul, să auziți, sunt hoți. Din acest motiv, dumneavoastră nu aveți nici credibilitatea, nici căderea să vorbiți despre lucruri pe care voi le-ați perfecționat. Michi Șpagă. Vă mai amintiți vreun politician care să-și ia porecla de șpagă? Nu, a trebuit să fie un pesedist să-l inventeze. Vreți să vorbim despre Mischie, despre Oprișan? Vreți să vorbim despre Năstase? Vreți să vorbim despre Liviu Dragnea? Vreți să vorbim despre șpăgile, frumoasele șpăgi ale lui Vâlcov negociate prin cimitire? Voi vorbiți de șpagă? Păi voi vorbiți de funie în casa spânzuratului, v-am mai spus. Vreți să vorbim de 500 de milioane dați la NIF de Bădălău și prietenii pentru irigații și pe acolo nu curge un litru de apă? Vreți să vorbim de ce fațada de la Ministerul Finanțelor făcută de Teodorovici e mai scumpă decât lucrările făcute la Palatul Parlamentului? Vreți să discutăm despre toate aceste lucruri? Niciun fel de problemă, dar cred că vor trebui să discute și procurorii. Pentru că ceea ce nu vă place dumneavoastră este că întotdeauna, atunci când au fost la putere guvernări de dreapta, procurorii și-au făcut datoria. Procurorii s-au uitat în spate și n-au lăsat aceste hoții să rămână îngropate. Haideți să vă spun ce ați făcut pentru colegii voștri. Cele mai mari achiziții pe perioada pandemiei în România le-a făcut Partidul Social Democrat. Prin cei 28 de președinți de consilii județene și 1700 de primari pe care ați avut, și o să discutăm cu siguranță lucrurile astea la Comisia de Anchetă, vă promit că o să discutăm lucrurile astea așa cum trebuie. Nu, dumneavoastră sunteți cei care ați făcut cele mai mari achiziții în România. Premierul va da câteva exemple. S-a scumpit șpaga pe la unii dintre voi. Cam scumpă la 5,14. Am spus încă de la bun început că cei care au pus mâna în borcanul de miere în perioada pandemiei, indiferent de unde este, trebuie să răspundă. Și eu sunt convins că vor răspunde. Dacă nu în fața legii, măcar în fața lui Dumnezeu, că nu poți să-ți bați joc de necazul oamenilor. Dar ceea ce faceți dumneavoastră, nu vă vedeți colegii, cum e cazul de la Iași, unde s-au dat 13 milioane de euro pe un spital, așa zis spital, că voi știți să faceți pe hârtie, uitați să le construiți, dar banii dispar, așa cum s-a întâmplat și cu autostrăzile. Nu a mai apărut spitalul, dar banii s-au plătit.
Credeți că lucrurile astea nu ne interesează la această comisie? Ba o să ne intereseze. Și o să vedeți că tot ceea ce dumneavoastră acuzați se întoarce împotriva dumneavoastră. Oamenii ăștia din guvern au avut curajul în acele momente dificile în care se luau decizii și în care dumneavoastră țipați în permanență, nu sunt materiale, se moare în spitale, e tragic, e pentru că am preluat o țară devastată de la voi. Oamenii ăștia au făcut toate eforturile ca noi să fim apărați, inclusiv dumneavoastră, inclusiv cei care acuzați astăzi. Iar dumneavoastră transformați un subiect care are legătură cu sănătatea noastră și cu protecția noastră și cu țara asta într-o chestiune de natură politică. Credeți că veți avea de câștigat? Nu, stimați colegi, nu veți avea de câștigat pentru că lumea vă cunoaște, pentru că lumea nu l-a uitat pe Dragnea, pentru că lumea nu l-a uitat pe Năstase, pentru că lumea nu l-a uitat pe Vâlcov, pentru că lumea nu v-a uitat ultimii doi miniștri, doamna Pintea și cu domnul Bodog, care sunt prin alte părți, din alte probleme, tot de șpagă. Deci dumneavoastră, stimați colegi, ați fost cei care în permanență ați blocat un guvern să-și facă treaba. Dumneavoastră și axa răului, formată din avocatul poporului și din judecătorii dumneavoastră la CCR. Dumneavoastră cu Dorneanu și cu Renate Weber sunteți cu adevărat complici la faptul că în România sunt 1700 de decese, că sunt 10.000 de oameni infectați și că ați vrut să nenorociți această țară doar dintr-un interes politic. Așa să ne ajute Dumnezeu la fiecare după ceea ce a făcut. Vă mulțumesc! Domnule președinte, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor, am văzut ieri că foarte mulți dintre dumneavoastră ați avut discursuri emoționante și fără îndoială reale despre ziua justiției și despre cât de important este să trăim într-o țară în care fiecare să primească cam ceea ce merită. Și am auzit în intervențiile anterioare, adineaori, un adevărat concurs de performanță cu acuzații gen voi ați furat, ba voi ați furat și mai mult. Și dau niște nume cunoscute de întreaga societate, Hexifarma, Secureanu, Unifarma astăzi și probabil o să continuăm în felul acesta. În realitate, România are o problemă foarte clară. Se fură din instituțiile publice pentru că acolo sunt puși oameni irresponsabili și sunt puși oameni clientelari partidelor vechii clase politice și PSD și PNL. Este o realitate foarte crudă și oricât evităm și încercăm să nu observăm, aceasta este realitatea. Pentru că acest scandal Unifarm de astăzi nu e o surpriză sau o întâmplare. Nu se îndoia nimeni că în momentul în care s-au anunțat achiziții directe vom avea și astfel de situații. Pentru că problema este una sistemică. Pentru că nici după Hexifarma, când am aflat că ne spălam cu apă caldă, că erau spălate cu apă caldă mesele de operații, nici după ce Secureanu devenea o mare vedetă de trafic de echipamente, de pseudo-echipamente din spital, nu s-au luat măsuri. Și foarte puțin probabil, nici acum nu se vor lua măsuri și vom avea doar această discuție emoțională despre cât de revoltător este ca un angajat al statului să ceară o șpagă ordinară în plină epidemie. Și vă spun asta pentru că e o problemă sistemică și răspunsul la această problemă sistemică trebuie să vină exact de aici, din acest Parlament al României, care trebuie să ia o măsură pe care peste 1 milion de oameni o cer. Fără penali în funcții publice, exact asta înseamnă. Fără penali în funcții publice înseamnă să nu poți să mai pui în conducerea statului oameni certați cu legea. Pentru că hoții nu lucrează cu oameni cinstiți. Și sunt o grămadă de exemple. Și pe oricare dintre dumneavoastră îl întreb acum, o să-mi spună 3-4 povești despre ceilalți și despre ce porcării s-a întâmplat la el în județ. Aceasta este realitatea despre care discutăm astăzi. Domnule Ciolacu,
Ați pus după 10 de solicitări ale USR în sfârșit această inițiativă pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Lăudabil, nu vreți să mai fiți percepuți ca fiind urmașii lui Liviu Dragnea. Foarte bine, un lucru excelent. Dar de asemenea aud că vă gândiți, că v-a spus cineva, cum ar fi să puneți referendumul în august, pentru că vezi, Doamne, pe căldură românii sunt mai toleranți cu hoții. N-o să se întâmple asta. Și vă cer, domnule Ciolacu, să fim responsabili și să punem acest referendum deodată cu alegerile locale. În felul acesta suntem responsabili și cu resursele statului, nu facem două referendumuri, și în felul acesta arătăm că, într-adevăr, ne pasă de soluționarea acestei probleme, pe care astăzi dumneavoastră o semnalați, exact așa cum la Hexifarma PNL-ul făcea acum câteva luni bune de zile. Ori ideea aceasta de a nu sabota acest referendum de fără penal în funcții publice este baza oricărei credibilități a noastră ca stat în momentul de față, față de acest scandal. Și merg mai departe și vă spun, domnule Orban, arătați-ne, dovediți-ne și încercați să fiți credibili că ceea ce s-a, porcăria care s-a întâmplat, pentru că s-a întâmplat oricât o negați la Unifarm, este un accident sau o întâmplare și nu este ceea ce vrea să facă și face PNL-ul pe mai departe. Și de aceea vă cer și dumneavoastră, ca partidul pe care îl prezidați, să susțină că acest referendum de fără penal în funcții publice să se întâmple odată cu alegerile locale. Este o variantă firească, o variantă normală, prin care putem în sfârșit să dăm un mesaj credibil cetățenilor. Și ar fi o reparație morală pentru toți acei români de bună credință care au semnat crezând că Parlamentul va înțelege că nu mai putem continua în felul acesta. Pentru că nu vorbim de o nebăgare de seamă. Gândiți-vă, vorbim de o sumă de 760.000 de euro șpagă. Vorbim de o sumă cât venitul unui om decent pentru întreaga viață. Și lucrul acesta s-a întâmplat, sau mă rog, DNA sugerează că s-ar fi întâmplat, tocmai de către cineva care avea responsabilitatea să se ocupe de grija și sănătatea cetățenilor. Nu simțiți, domnule Orban, vă întreb pe dumneavoastră ca premier, aflând această atrocitate, nu simțiți că vă vine să strigați dumneavoastră fără penal în funcții publice? Nu aveți acest sentiment? Domnule Ciolacu, domnule Orban, e un moment acum, într-adevăr, un moment real în care putem să dăm un mesaj societății. Haideți să o facem, pentru că acel 5% dintre români care au semnat cu mâna lor cu pixul pentru fără penal în funcții publice reprezintă, de fapt, întreaga Românie care s-a săturat de hoție. Nu mai putem continua să spunem ce să faci, la noi se fură, că nu e Germania. Haideți să fim o țară care își pune cinstea în Constituție. Vă mulțumesc! Ce vă mai plăcea când vă puneam pe listă? Acum toți ați prins voce că e Orban aici. Ei. Domnule Orban, până acum v-au criticat numai oameni care v-au votat. Haideți să vă critique și cineva care nu v-a votat. Eu și colegii mei de la ProRomânia nu v-am votat ca prim-ministru. Nu v-am votat nici proiectele ciudate, aberante cu care ați venit. Și bine am făcut, că am spus atunci că virusul lui COVID-Orban va ucide mai mult în România decât COVID-19. Ați reușit să ucideți toate firmele românești, ați lăsat toți românii cu ratele la bancă, cu amenzi la stat, practic cu fără viitor. Dar se pare că cu asta vă ocupați de obicei și n-am știut atunci când ați zis n-am nicio legătură cu Unifarm, parcă v-am auzit când spuneați că n-aveți nicio legătură cu contractul cu Iordache din 2008, cu Transalpina. Când ați zis că n-aveți nicio legătură cu accidentul de mașină, cu fetița, deci ați rămas același, și așa este. În 30 de ani nu v-ați schimbat deloc. Puteți să spuneți că n-aveți nicio legătură cu ceea ce de fapt aveți legătură directă, rugându-vă de fiecare dată să n-apară înregistrările
cu telefoanele și discuțiile dumneavoastră cu directorul de la Unifarm. Da, pentru că ați fost foarte criticat de către cei care v-au votat și vă votează tot timpul, eu m-am hotărât acum să vă citesc ceva, să nu vă critic, cu care aveți directă legătură. Ordonanța 29 din 2020, 18 martie, adoptată de dumneavoastră, spune așa: Ministerul Finanțelor Publice poate acorda la solicitarea Companiei Naționale Unifarm un împrumut din venituri din trezorerie de 1 miliard 150 de milioane de lei. Deci Unifarmul l-ați sponsorizat din bani de la trezorerie, bani publici pe care sigur ar trebui să-i puneți și înapoi, dar cu banii oamenilor, ai românilor. După care vă citesc ceva ce iarăși are legătură cu dumneavoastră, de data asta este din raportul Curții de Conturi și spune așa: Unifarm S.A. a procedat la vânzarea de măști către Ministerul Sănătății, adică către dumneavoastră, cu un adaus comercial de 71%, comparativ cu adausul comercial de 12% practicat de către Unifarm la comercializarea produselor specifice combaterii pandemiei. Astfel, prin achiziția la prețuri superioare, Ministerul Sănătății a cheltuit suplimentar suma de 2.875.000 de euro, reprezentând diferența de adaos comercial. Să explic ca să înțeleagă și domnii cu ho-ho de pe aici. Deci, din bani publici ați împrumutat Unifarmul. Unifarmul a cumpărat și cumpără măști de la prietena dumneavoastră și prietenii dumneavoastră, pe care noi cunoașteți că ați lucrat cu ei și la primărie. Aia cu primăria, domnul Ciolacu, s-ar putea să nu-i cunoască că nu-l lăsa Băsescu să intre în primărie pe atunci. Dar la Ministerul Transporturilor venea Iordache, trebuia să fiți la birou. Deci cred că o cunoașteți pe doamna. După care Unifarmul vinde Ministerului Sănătății cu 70% adaus. Asta se numește spălare de bani. Domnul Barna, tot susțineți fără penali. Vedeți că susțineți niște penali care fac spălare de bani. Și votați, că îmi place, că sunteți foarte luptători cu corupția, dar stați cu corupții și faceți și planuri de viitor, să vă înrudiți, să vă nășiți cu corupții. Deci, atâta vreau doar să prezint niște date oficiale, să vă spun că, într-adevăr, în 30 de ani de multă corupție în România, așa de pe față ca în ultimele luni, n-a fost niciodată, pentru că aveți impresia că veți scăpa. Eu sper ca românii, de data asta, să nu vă scape. Succes! Din partea grupului UDMR, dorește cineva? Nu? Din partea grupului PMP, domnul deputat Movilă? Vă ascultăm, domnul deputat. Da. Bună ziua, domnule președinte, domnule prim-ministru, stimați colegi. Cred că astăzi Camera Deputaților a pierdut din nou prilejul de a clarifica în sensul bun și corect ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de când a început starea de urgență pandemia și nu a transformat această necesitate pentru români într-o dezbatere sau într-o acuză politică la nesfârșit între unii și alții care au fost la guvernare, care sunt în opoziție. Cred că dezbaterea de astăzi, din punctul de vedere al Partidului Mișcarea Populară, trebuia cu prezentarea unei situații, cum a fost găsit sistemul de sănătate din România la începutul acestei pandemii. Pentru că Partidul Mișcarea Populară a fost primul partid care a spus că va solicita public analiza, evaluarea achizițiilor făcute pe stare de urgență și pe stare de alertă în sistemul de sănătate, pentru că am simțit că va fi o perioadă în care se vor întâmpla foarte multe lucruri în afara legii. Și vedem clar că astăzi așa se întâmplă. Fie că vorbim de instituții de nivel național, Unifarm, sau fie că vorbim de instituții ale administrației locale, și vă amintesc că la Iași, Consiliul Județean Iași la fel, a luat bani de la drumuri, de la cultură, de la instituții de asistență socială pentru a cumpăra un spital mobil pentru tratarea COVID-ului peste 13 milioane de euro și sunt două luni întârziere de când nu a venit acest spital. Deci este important ca românii să înțeleagă că dezbaterile parlamentare au scop de a găsi soluții, nu de a acuza la nesfârșit unii pe ceilalți. Poate că dacă soluția corectă ce trebuie aplicată, oprirea migrației politice,
nu ar mai fi generat acuze de genul cine l-a numit pe directorul Unifarm, cine i-a moștenit pe cei care odată la 4 ani sau la 2 ani când se schimbă guvernul, se mută dintr-o tabără în cealaltă. De asemenea, din punctul de vedere al Partidului Mișcarea Populară, credem că această comisie de anchetă parlamentară privind achizițiile pentru starea de pandemie vor arăta foarte clar cine a furat, cine a mințit, cine a încălcat legea, cine s-a îmbogățit peste noapte și de asemenea va arăta foarte clar sau va genera sesizări către instituțiile statului că cei care au încălcat legea trebuie pedepsiți și trebuie să dispară din peisajul public. Dezbaterea de astăzi, încă o dată, din perspectiva Partidului Mișcarea Populară, nu a fost decât o gâlceavă politică, pentru că nu a adus nimic clarificator privind ceea ce s-a întâmplat și, sigur, pe viitor, toți cei care, despre care sunt semnale că încalcă legea, că nu funcționează corect în instituțiile statului și mai ales această perioadă când oamenii au făcut sacrificii, au căzut firme economice, când s-au întâmplat atâtea și atâtea, unii fără niciun fel de morală, fără niciun fel de rușine, s-au dus și s-au îmbogățit pe spatele românilor. Partidul Mișcarea Populară spune foarte clar, încă o dată, că transparența decizională, transparența publică în achiziții, în proiecte, în derularea acestor achiziții și proiecte este absolut necesară și trebuie să fie un principiu fundamental de bază pentru funcționarea statului. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul lider la minorități, domnul deputat Ambucian Barujan. Vă rog! Vă mulțumesc, domnule președinte! Nu aș fi dorit să iau cuvântul în această dezbatere, pentru că a vorbit însă colegul meu, domnul Wexler. Am dorit să iau cuvântul, e un moment în care trebuie să clarificăm câteva lucruri. Până acum niciodată, niciunul dintre membrii grupului parlamentar al minorităților naționale nu a fost acuzat că servește o putere străină. Era o acuzație foarte facilă pe care nici măcar ultranaționaliștii care s-au perindat prin Parlament nu au făcut-o până acum. Este o acuzație extrem de gravă și pentru că ea putea să aibă ca obiect pe oricare dintre membrii grupului care la un moment dat nu convin unora sau altora, vreau să protestez încă de la început, încă de prima oară când ea se întâmplă și să spun că fără a aduce dovezi în sprijinul unei asemenea acuzații, este o acuzație de trădare de țară cea care i s-a făcut domnului Wexler, fără o dovezi în sprijinul unei asemenea acuze, lucrurile astea mă îndeamnă să cred că ne îndreptăm cu pași destul de grabnici spre o perioadă pe care o credeam de mult apusă. Vă rog foarte mult, domnule președinte, stimați colegi, să luăm atitudine față de asemenea practici ca ele să nu se mai întâmple niciodată. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul Wexler, pe urmă o să vă învăț să vă adresați la toate instituțiile, cum am făcut și eu. Domnul deputat Barujan Vosganian. Din partea deputaților neafiliați. Din partea deputaților ALDE, o să iau cuvântul dacă vă frământă atât de mult acest lucru. Da. Vreți să-l și omor ceva? Spuneți. Vă mulțumesc. Din partea grupului neafiliaților. Vă mulțumesc. Este responsabil distinse de ceea domn, ce declară. Vă rog, domnul deputat. Distinse domn, apartenența mea, numai eu o pot stabili. Să fie limpede. În perioada de război, infracțiunea de corupție
are circumstanțe agravante. Ați spus că sunteți în război cu pandemia. În această situație, orice act de corupție capătă circumstanțe agravante. De aceea, eu în locul dumneavoastră, domnule prim-ministru, nu m-aș mira atât de mult că noi astăzi avem o discuție în legătură cu corupția care se dezvoltă în timpul guvernării dumneavoastră. Nu numai că ar trebui să știți, dar ar trebui să fiți și răspunzător pentru asta, pentru că dumneavoastră în poziția de prim-ministru sunteți administratorul întregului sector de stat și reprezentantul politicii guvernamentale în fața poporului român și nu vă puteți deroba de niciunul din aspectele care țin de administrarea proprietății de stat. Domnule prim-ministru, dacă nu știți, vă spun eu că medicii din România sunt indignați de modul în care Unifarm a exercitat un monopol în ceea ce privește vânzarea de medicamente și de alte echipamente. Dar medicii nu vorbesc pentru că ei se simt intimidați. Noi însă putem să o facem. Vorbeați de faptul că acum măștile se vor cumpăra cu 68 de bani. Vreau să vă aduc aminte, domnule prim-ministru, că acum o lună și ceva, când s-a dat ordonanța respectivă, o lună și ceva, și nu puteți invoca contestațiile ultimelor zile, ministrul dumneavoastră Nelu Tătaru a spus așa: vom cumpăra 115 măști cu 230 de milioane de lei pe care deja le-am alocat suplimentar Ministerului Sănătății. Deci în perioada celor două stări de urgență și a primei stări de alertă, dumneavoastră aveați ca cifră oficială pentru fiecare mască 2 lei. Însă după ce a început acțiunea DNA, desigur că și dumneavoastră v-ați repoziționat prețurile și ați mers la o sumă ceva mai mică. Nu vreau să discut cât de utile mai sunt măștile acum pentru persoanele defavorizate, dar nu vă mai lăudați cu acest preț, pentru că în toată această perioadă prețurile au fost cu totul altele, prețurile au fost cu mult mai mari. Domnule prim-ministru, dumneavoastră ați spus aici în fața noastră că, vă rog să finalizați, că vi s-a răpit un instrument pentru lupta împotriva pandemiei. Singurele instrumente la care aveți dreptul sunt instrumentele legale. Orice alt instrument e ca și cum ați încerca să spargeți o nucă cu ciocanul pneumatic. Nu mai rămâne nimic și încălcați legea. Acesta nu este liberalism. Acesta este iliberalism și, în opinia mea, Comisia Europeană ar trebui să se sesizeze în legătură cu acest comportament incalificabil de contestare a autorității instituțiilor statului, mai ales a Curții Constituționale, care e reperul de constituționalitate. Vă mulțumesc. Și eu. Vă rog, domnul. Pe procedură, domnule președinte, vă fac și de la microfon exact aceeași observație, conform site-ului Camerei Deputaților. Omul care a luptat toată viața lui cu stânga este un veritabil socialist, este colegul dumneavoastră, este neafiliat în grupul PSD. Din acest punct de vedere, vă rog frumos să respectăm prevederile regulamentare. Aveți nu dreptate. Poate vorbi în numele aveți colegilor dreptate. Neafiliați. Vă aveți dreptate, tăiați de la grupul PSD 3 minute. Aveți 3 minute și 27 de secunde, domnul lider Simonis. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule prim-ministru. Spunea domnul Roman aici, în încheierea intervenției precedente, așa să ne dea Dumnezeu după cum merităm. Aveți grijă, aveți grijă ce vă doriți, stimați colegi liberali, pentru că dacă vă dă Dumnezeu ce meritați, nu o să ieșiți foarte bine și am să vă explic mai târziu de ce. În ultimele, aveți darul, stimați colegi de la PNL, ca de câte ori se descoperă câte o furăciune făcută de vreun membru PNL, membru al guvernului sau din subordinea guvernului, în loc să încercați sau să începeți să vă deziceți de acesta, să aruncați sau să veniți în față cu foști PSD-iști care au făcut și ei nu știu ce, nu știu când. Și veniți de fiecare dată aici la tribună și ne explicați nume și prenume.
Hai să vă dau și eu niște nume, domnilor de la PNL, domnule prim-ministru. Poate îi cunoașteți pe aceștia. Tudor Chiuariu, vă spune ceva? Fost ministru al justiției PNL, condamnat penal. Domnul Videanu, fost primar liberal al Capitalei, care vindea borduri, știți foarte bine la ce prețuri. Relu Fenechiu, parcă se numea pe acela, fost ministru al transporturilor, ca și domnul Orban, condamnat pentru că a furat niște transformatoare. Sorin Apostu, fostul primar liberal al Clujului, de asemenea acuzat, condamnat pentru fapte de corupție. Romeo Stavarache, primar liberal al Bacăului, condamnat pentru fapte de corupție. Pinalti de la Neamț, un alt membru marcant al PNL, de asemenea, n-are sens să vă spun pentru câte și câte. Monica Iacobriții, Morega, Hogea, vreți să continui să vă dau exemple de liberali? În limita timpului. De liberali? Nu de alta, dar v-aș ruga să nu fiți ipocriți, pentru că nu accept lecții de moralitate de-a dumneavoastră, nu când aveți această istorie și în niciun caz nu cred că vă avantajează, nu de alta, dar află colegii de la USR despre dumneavoastră și s-ar putea să nu mai vrea să facă alianță cu penalii de la PNL, pentru că nu e așa, așa cum spunea mai devreme un alt coleg, ei sunt fără penali și atunci... Domnilor, eu nu înțeleg, domnule prim-ministru, de ce sunteți atât de supărat pentru faptul că astăzi Parlamentul v-a invitat pentru a avea o discuție despre achiziții frauduloase efectuate în perioada mandatului dumneavoastră, guvernului dumneavoastră, acuzații făcute de parchet, nu de noi. Încep să am suspiciuni de ce sunteți atât de supărat. Sincer, nu înțeleg. Trebuia să veniți calm, să spuneți, să explicați, ați păreți foarte nervos. Dacă nu aveți nimic de ascuns, de ce este așa de nervos? Ne-ați dat câteva exemple de spitale. Ați uitat să spuneți cine era manager la Suceava, cine l-a pus pe cel de la Suceava. Ați uitat să vorbiți de spitalul de la Neamț cu cel de pompe funebre. Ați uitat să vorbiți despre chelnerul de la un spital din țară. Însă cel mai grav din tot ceea ce ați spus este faptul că ați spus așa. Încercați să faceți acuzații fără fundament între Orban și Unifarm și că nu e treaba dumneavoastră ce face Unifarm. Domnule prim-ministru, dar care e treaba dumneavoastră? Că nu înțeleg. În timp ce cu toții vă spunem că se cumpără vizete cu 15.000, cu 17.000, măști de zeci de milioane, de sute de milioane de euro, bani cu care ați putea face altceva, ne explicați că nu e treaba dumneavoastră că dacă fură cineva, că cineva fură în timpul mandatului dumneavoastră. Care e treaba dumneavoastră, pentru că în tot timpul acesta ne ține spitalele închise și bolnavii mor la porții spitalelor sau stau și se chinuie pentru că nu sunt primiți. În timpul acesta ne spuneți că nu aveți bani de pensii și nu aveți bani de salarii. Foarte nonșalant și vesel. De aceea nu aveți bani, domnule prim-ministru, pentru acestea, pentru că spuneți că nu aveți treabă cu ce se fură, dincolo de evidente legături între consilieri, foști consilieri dumneavoastră și cei care se ocupau de achiziții la Unifarm. În final, pentru că nu mi-a rămas foarte mult timp, o singură frază. Dacă tot spuneți de fiecare dată că nu aveți pensii și salarii, eu vă îndemn să încercați să trăiți dumneavoastră o lună, măcar o lună, cu 700 de lei, pensia pe care o au cel puțin 2 milioane de români în acest moment, însă s-ar putea să aveți o mare problemă, domnule prim-ministru, să nu vă ajungă să cumpărați nici măcar acea sticlă de la Gavulin care vă place, pe care vă place să o consumați. Dezbaterile au luat, în finalul dezbaterilor are cuvântul domnul prim-ministru Ludovic Orban pentru a răspunde intervențiilor. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, permiteți-mi să fac câteva scurte răspunsuri. Sigur, sunt convins că activitatea Curții de Conturi se va îmbunătăți radical după ce ați hotărât să-l promovați pe domnul Bădălău și, evident, să-și continue activitatea tata-socru în continuare în funcțiile de vicepreședinți la nivelul Curții Constituționale. Tot despre Curtea Constituțională vă readuc aminte că ați votat o modificare
a legii de organizare și funcționare, nu Curtea Constituțională, Curtea de Conturi. O lege de modificare a Curții de Conturi, în urma căruia am primit scrisoare de la Comisia Europeană că riscăm suspendarea plății pe toate fondurile europene din cauza încălcării autonomiei autorității de audit și am atacat la Curtea Constituțională legea care a fost adoptată de Parlament, apropo de Curtea de Conturi. Repet, cu bădălău și cu tata socru, lucrurile... Eu nu am nimic contra instituțiilor publice, stimați doamnelor și domnilor deputați. Eu am împotriva unor oameni care fac de râs instituțiile respective și care se comportă împotriva Constituției sau împotriva atribuțiilor legale ale instituțiilor și că se comportă ca niște membri care răspund în continuare la comenzile politice, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, când Curtea Constituțională a forțat demiterea doamnei Codruța Chioveși din funcția de procuror șef al DNA, așa cum s-a întâmplat în conflictele juridice de natură constituțională, în urma căreia, vă repet, au rămas articole din codul penal și de codul de procedură penală au fost declarate neconstituționale sau proceduri derulate de procurori au fost anulate, permițând eliberarea unor oameni care fuseseră condamnați prin hotărâri judecătorești definitive. În ceea ce privește alocarea banilor, domnilor de la PSD, în această perioadă am alocat bani acolo unde era nevoie de bani. Am suplimentat bugetul pentru plata șomajului tehnic, pentru plata indemnizației de sprijin pentru profesioniștii în sensul codului civil, pentru plata părinților care au avut grijă de copii în perioada suspendării, pentru plata cheltuielilor sociale făcute de administrațiile locale pentru persoanele vulnerabile aflate în izolare la domiciliu, pentru achiziționarea de tablete școlare pentru a permite accesul la internet și la educație pentru elevii defavorizați care nu au tablete școlare și nu au posibilitatea să aibă acces la orele organizate online. Pentru astfel de lucruri am alocat bani, stimați colegi. În ceea ce privește inițiativa fără penal, domnule președinte, sunt semnatar al acestei inițiative și mai mult decât atât, în proiectul de revizuire a Constituției, în urma referendumului declanșat de președintele Iohannis în data de 26 mai 2019, prin care românii au hotărât clar ceea ce vor, și anume oprirea agresiunii împotriva justiției, am inclus în proiectul de revizuire pe care l-am inițiat inițiativa fără penal. Mai mult decât atât, am anunțat că sprijinim orice proiect care să includă în Constituția României integritatea în exercitarea funcției publice. În ceea ce privește numele pe care l-au enumerat niște reprezentanți ai PSD, niciunul nu mai este membru PNL. Spre deosebire de dumneavoastră, care 90% din cazurile în care DNA a solicitat începerea urmăririi penale, în 90% ați făcut zid în jurul colegilor voștri pentru ca să nu se deruleze anchetele penale, Partidul Național Liberal din 2014 a votat sistematic la vedere în favoarea solicitărilor formulate de justiție pentru a nu crea un zid în jurul celor colupți și pentru a lăsa justiția să-și deruleze procedurile firești de anchetare pe principiul că nimeni nu este mai presus de lege. Și am făcut lucrul ăsta în cazurile unor colegi de-ai noștri pentru care a continuat
urmărirea penală. În timp ce există aici în sală, sau există încă în Parlamentul României, colegi de-ai dumneavoastră, pentru care nu s-a putut finaliza cercetarea penală, pentru că majoritatea condusă de PSD a refuzat să-și dea acordul pentru urmărirea penală. Despre asta e vorba în acțiunea publică, în conduita și în toate lucrurile care s-au întâmplat. Să-ți întemeiezi o acuzație, o prezumție scoasă din ziar, care nu are niciun fel de legătură cu realitatea. Mi se pare jenant pentru niște lideri politici care vor să dobândească încrederea cetățenilor. Închei prin a vă spune că nu am avut altă preocupare în toată activitatea pe care am derulat-o decât servirea interesului public, apărarea sănătății și vieții oamenilor și ajung și la situația economică, domnule președinte, dându-vă numai așa o dată. La data de 1 iunie, numărul angajaților cu contracte de muncă era doar cu 14.000 mai mic decât în 2020, decât numărul angajaților cu contracte de muncă în 2019. Ca să nu mai vorbesc de toate eforturile pe care le-am făcut pentru a sprijini companiile în toată această perioadă, lucruri pe care niciodată nu le-a făcut nimeni. Rambursarea TVA-ului, plata concediilor medicale, oprirea popririlor și executărilor, amânarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor cu bonificații, toate amânarea ratelor la care vă referați. România este țara care a adoptat cea mai generoasă măsură de amânare a plății ratelor cu cea mai largă adresabilitate către persoane fizice și persoane juridice. Peste 300.000 de români au beneficiat de această prevedere legală. Închei prin a vă spune că sunt deschis oricând la orice invitație din partea Parlamentului pentru a discuta probleme substanțiale pentru dezvoltarea economică a României. Și închei prin a-i da un răspuns domnului Wexler, nu am fost la curent cu schimbul de replici și nu cunosc ce a spus președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Chiar nu sunt la curent cu aceste afirmații. Voi studia acele afirmații și în funcție de acele afirmații voi lua o decizie legată de președintele ANRP. Știți foarte bine că de fiecare dată când a trebuit, noi am colaborat pentru obiective, de exemplu proiectul de lege privind Muzeul Holocaustului și multe alte inițiative legislative care au fost importante. În ceea ce privește acel act normativ despre care bănuiesc că de acolo a plecat, noi am emis o ordonanță de urgență pentru a proroga termenul de intrare în vigoare a unei legi, pentru că exista riscul din evaluările pe care le-am făcut să crească foarte mult valorile privind despăgubirile acordate pentru proprietăți pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate ca urmare a aplicării a unei grile. Din cauza asta am prorogat termenul de intrare în vigoare pentru a face o analiză foarte temeinică, astfel încât să nu ajungem în situația încât să trebuiască să acordăm niște despăgubiri care ieri erau de 10 milioane și mâine pot să ajungă la 100 de milioane. Adică sunt lucruri normale, firești. Nici n-am știut cine este inițiatorul acestei legi și încă o dată vă spun, voi analiza toate intervențiile și vă spun că, cel puțin din ce mi-ați prezentat dumneavoastră, personal nu pot să fiu de acord cu astfel de abordare și de atitudine față de un parlamentar. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul prim-ministru. Ales că ne-am lăburit că fără penali în funcții publice, inițiativa noastră, nu a lui domnul Barna. Declar închisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților.